Fermierii care lucrează ilegal terenurile care se află în proprietatea statului administrate de Agenția Domeniilor Statului riscă amenzi usturătoare. Instituția a început deja demersurile pentru a identifica pe toți cei care fac acest lucru, spune George Sava, directorul general al ADS. Într-un interviu acordat realizatorului Ovidiu Ghinea în emisiunea Agricultura la Raport, șeful ADS a explicat ce se întâmplă cu cei care sunt prinși că lucrează ilegal terenurile, ce amenzi riscă și ce se întâmplă dacă nu plătesc amenzi. Avem o singură fază, faza de verificare la teren. Înainte de a scoate la licitație, trebuie să fie verificate într-un anumit termen la teren. Ce se întâmplă, cei cu ele acolo. Chiar zilele trecute am fost undeva în zona Călăraș și Giurgiu, chiar să văd niște terenuri care mi se spunea că sunt, nu sunt contractate, sunt libere, și am vrut să mă convinc cu ochii mei că ele într-adevăr sunt libere și nu sunt lucrate, spunându-mi se că în anii anteriori, până în 2022, deși ele nu existau contracte pe ele, erau lucrate de diverse... Bun, și dacă întâlniți un astfel de teren care... pe care nu există contract și totuși cineva lucrează acolo, ce se va întâmpla? Încep demersurile de identificare a acelei persoane. Fie prin mijloace proprii, fie apelăm la autoritățile locale, apelăm la poliție. Când lucrez peste 100 de hectare, n-are cum să nu știe cineva cine le lucrează acolo. În felul acesta am descoperit aproape pe toți, le-am făcut documente de ocupare ilegală acestei suprafețe, sancțiunea este o amendă constând în 3.000 de kilograme de grâu pe hectar în cazul în care sunt lucrate ilegal. Ei au fost dați în debit deja către finanțele publice, pentru că trebuie știut, ANAF-ul este cel care se ocupă de recuperarea debiturilor pentru ADS. Noi nu mai avem corpul executorilor proprii și se ocupă ANAF-ul. În cazul în care persoana respectivă nu plătește această amendă, că de fapt este o amendă pentru ocupare și exploatare abuzivă, vom trece la acțiuni în instanță, care vom solicita recunoaștere către instanța acestui debit și în final tot la executare cu privire la această chestiune.